Mulțumesc pentru prezentare, se aude bine? Voi sta cocoțat aici, nu atât ca să vă văd de sus, cât ca să văd puțin și imaginea din prezentare. Va fi o prezentare aproape în exclusivitate prin imagini, iar eu vă voi acompania prin povești. Este ultima prezentare înainte de pauza de prânz. Cam cât de mare vă e foamea. Vă promit, cred că o să fie mai scurtă decât vă așteptați. Deși pare așa cu adâncimi nesondate. La ce bun? Drumul de la succes la semnificație. Recunoașteți personajele? În mare pe toate? Oare ce credeți că au în comun? E o întrebare retorică, nu mă aștept neapărat să-mi răspundeți. Răspund eu pentru voi, dacă îmi permiteți. Să spunem că sunt toți faimoși, sunt toți frumoși, au cunoscut succesul, au făcut și fac ceea ce le place, au făcut că unii dintre ei nu mai sunt printre noi. Dar nu de asta i-am pus împreună pe același slide. Ce m-a făcut să-i aleg împreună este faptul că toți au trecut prin ceea ce mulți numesc acum boala secolului, depresia. Pare un paradox că în zilele noastre, când o ducem așa de bine, reușim să ne fie așa de rău. Dacă mi-e așa de bine, atunci de ce mă simt așa de rău? Unul dintre citatele care m-a marcat, a lui Henry David Thoreau, este acesta. Cei mai mulți oameni trăiesc într-o disperare mocnită și se duc în mormânt cu muzica în ei. Acum puteți spune, cei de dinainte, câțiva chiar sunt muzicieni și cântă, ceilalți sunt actori și fac ceea ce le place. Atunci care ar putea să fie acea muzică care încă este negrăită și nespusă de către ei și mulți alții? Și aș vrea, de fapt, cu toată vulnerabilitatea, să fac o mărturisire. Și eu mă aflu printre ei, sau m-am aflat printre ei. Nu că aș fi faimoasă, sau bogată, sau plină de succes, sau recunoscută, dar am trecut și eu printr-un moment de boală a secolului. Aceasta sunt eu, sau am fost, atunci când am trecut prin această boală a secolului. După cum vedeți, multe logo-uri de branduri. Am lucrat în principal în marketing. Și de pe partea stângă, cred că sunt unele dintre brandurile, unele dintre brandurile cele mai mari în Procter & Gamble. În partea dreaptă, probabil că recunoașteți Mars, mai ales după brandurile de ciocolată. Ei fac și mâncare pentru animale. Și am început de la, cum se spune, din entry level, de la început să lucrez în marketing. Probabil că majoritatea dintre voi ați cunoscut o viață foarte frumoasă. Învățați foarte mult, totul era nou, ridicați sau construiați ceva, că sunt reclame, că sunt vânzări, că sunt echipe de oameni. Între timp acumulați experiență, recunoștință, făceați diferența la locul vostru de muncă, statusul social, situația materială. Ce mai doriți? Ce ar mai fi de dorit? Vă întrebați. Și cam așa mă întrebam eu, dar totuși cam am tot ce-mi trebuie, tot ce-mi place, tot ce mi-am dorit și fac ceea ce-mi place. Ce mai lipsește? Da. Cum mă gândeam eu atunci, este... Munceam foarte mult, probabil că știți, mai ales la început, se muncește foarte mult și cu mare elan, cu mare pasiune. Nu simți când trece timpul și nu simți că ai muncit până la 9 seara sau 10 sau că ai muncit și în weekend. Și mă gândeam totuși, dar aș vrea să fie for real. Aș vrea să simt că pun mâna și las ceva în urmă cu adevărat. Că chiar e pe bune ceea ce fac eu și chiar contează. Cum am definit eu cu mintea de acum ceea ce îmi doream, era practic să ating oameni, mai precis, ceea ce îmi lipsea, era semnificația cu adevărat. Vă mărturisesc că apoi am început așa o căutare interioară, oare ce aș putea să fac, ca într-adevăr să ating oameni prin munca mea, pentru că mi se părea că îi ating mult prea puțin, deși puneam, mi-aduc aminte, la 25 de ani, foarte tânără, aveam prima mea campanie de reclame pe National TV. Wow! Cine ești tu să ai campanie așa de amploare națională?
pardon, balcanică, apoi a fost replicată și în alte țări. Și căutam, zic că oare ce îmi place mie să fac? Nu că așa începem, pasiune, ce ne place să faci? Ce aș vrea să fac și mai bine, deși îmi plăcea și lucrul ăsta. Păi îmi place să... marketingul îmi place, îmi place să dezvolt oameni, să fiu... A fost învățătoare, am făcut liceu pedagogic, asta e cea de-a treia profesia mea, cea pe care o am acum. Îmi place partea de medicină și nutriție, oare ce aș putea să fac? Parcă nu se lega, nu-mi dădea. În sfârșit, am trecut de la Procter & Gamble la Mars, am uitat de întrebarea mea, alte challenge-uri, alte lucruri frumoase de descoperit, de realizat, dar în cele din urmă a revenit întrebarea, oare cum pot să fac ceva ca să atingă și mai mult oameni? Și am revenit la una dintre dragostele mele și aceea, și anume aceea de medicină. Și trecusem bine de 30 de ani și mă gândeam, eram foarte hotărât, eu mă duc și dau la medicină. Deci chiar vorbeam serios cu mine, mă duc și dau la medicină, sunt hotărâtă. Însă nu degeaba am trecut eu prin marketing și prin business, pentru că mă gândeam exact în termenii în care gândeam, this is not my brand equity. Adică nu este ceea ce sunt eu în esență. This is not my competitive edge. Nu acolo voi face diferența cel mai mult. Și am căutat, am continuat căutarea. Îmi doream, nu știu dacă face sens, probabil că și vouă, dumneavoastră, vă plac multe lucruri în viață, dar parcă nu simțeam așa ca ultima piesă din puzzle, că se lipește, face click perfect. Și în cele din urmă, în 2007, deși auzisem de coaching înainte, mi s-a părut, am întrebat pe unul dintre foștii colegi din industrie, care mi-a spus, m-am pregătit și acum sunt coach. Cum? Coach? Ok, whatever, ce-o fi aia. Mi se părea așa ceva foarte gol de conținut. Dar m-a găsit lucrul acesta în 2007 și am știut nu numai că mă reprezintă foarte bine cine sunt eu și ceea ce pot să fac, dar chiar acolo pot să fac diferența. O să spuneți, ok, am înțeles, depresia boala secolului, asta se întâmplă la ei la Hollywood sau, mă rog, în America și câțiva, probabil, câtorva vă provoacă vouă că atunci când munciți să o aflați într-o stare așa numită de flow. Da? Și unul dintre răspunsurile cheie a fost acela de MQ, meaning quotient. Răspunsurile au fost nenumărate și ei au grupat în trei categorii. O categorie pe care au încadrat-o ca și răspunsuri de tip IQ, se refereau, dacă vreți, la inteligența organizațională la locul de muncă, de genul fiecare să știe ce are de făcut, să-și înțeleagă obiectivele, să știe ce resurse are, da? Deci tot ce înseamnă mind și organizare, procesele. Un alt grup de răspunsuri, atunci când oamenii se aflau în flow, ținea de calitatea relațiilor și de interacționare. Să te duci cu bucurie la birou, da? Și să nu te ceri, să nu fii în competiție, să te simți bine. Sense of humor, inclusiv. Iar cea de-a treia, surprinzător de mare, a fost ceea ce i-au încadrat, cum spuneam, în meaning quotient. Lucruri care țin de bucuria de a munci pentru ceva mai mare decât tine. Chiar faci diferența. Au și cuantificat puțin cât de important este lucrul acesta și dacă n-am pus aici, dar dacă mi-aduc bine aminte, cu siguranță... Întrebarea era, care este your bottleneck really in your company? Credeți că lipsește cel mai tare în compania voastră? IQ, toată lumea știe de el de mult. Da? EQ deja începe să prindă amploare. Ei, aproape 90% au spus bottleneck la mine în companie este MQ. Se pare că nu mai e chiar așa un lucru pe care putem să-l ascundem sub covor. Și mai precis, felul în care se vorbește acum despre, sau există o schimbare de focus, aș spune, pe ceea ce pun accent și corporațiile ca organizații, dar probabil și noi individual, de la succes către semnificație. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la succes, nu ne dorim succesul. Înseamnă că dincolo de succes mai este ceva sau succesul este pus în valoare atunci când capătă și o semnificație, dincolo de persoana noastră și de viața noastră de zi cu zi în calitate de human beings.
Acum că am dat din casă că am spus că mi-ar fi plăcut să fiu doctor, o să ziceți, ai sigur, ai venit acum să ne spui nouă, să ne pui și nouă diagnostică că poate și noi suntem bolnavi și eventual să-mi dai și o rețetă. Nici chiar așa. Eu, prin ceea ce fac acum, probabil că știți, facilitez reflecția oamenilor ca și coach. Nu dau consultanță, nu dau rețete, ci le pun oglinda, le pun întrebări, îi pun pe gânduri și îi las pe ei să vină cu răspunsuri. Ok, uitați-vă la slide mai întâi. Și din experiența mea personală, dar și din discuțiile cu oamenii cu care lucrez, mi-am dat seama că sunt două întrebări care sperie și pe cel mai de succes și cel mai realizat om, bărbat sau femeie, și îi lasă fără răspuns. Aceste două întrebări sunt și început cea mai ușoară, ok? Sunt unul este, ce vrei tu de fapt? Tu de fapt ce vrei? Pentru că după ce mi-a povestit ce au făcut și ce își dorește de fapt, ce ar vrea și ce ar vrea și ce le-ar aduce bucurie, și ne dăm seama că de fapt e ceva mai mult, rămân fără răspuns. Păi cum vedeți și aici în paiul nostru, I don't know, pare să aibă cea mai mare preponderență. Și cealaltă întrebare, care ne ridică la un nivel deasupra, ar fi, dar de fapt tu cine ești? Și de ce sunt sperietoare aceste întrebări? Este pentru că ne dăm seama că la prima întrebare, de fapt, răspunsul merge dincolo de ceea ce vedeți aici. Și la a doua, rolurile noastre sau cine suntem sunt dincolo de tată, soț sau manager. Așa că mă gândesc să, pentru că sunt așa întrebări grele, mă gândesc să vă sugerez o întrebare ajutătoare, care este chiar titlul prezentării mele de acum. De fapt, ok, înțeleg viața mea cum este și înțeleg tot ce am, dar la ce bun? Pentru ce? What for? Cum contează, de fapt, viața mea? Și vă spun mai precis cum s-a manifestat lucrul acesta pentru mine, chiar din primii ani când spuneam că lucram pentru Procter & Gamble, intens, probabil că știți și voi, faceți la locul vostru de muncă, o dată pe an, luați tot ceea ce s-a întâmplat anul respectiv, faceți un business review, adevărat. Noi cel puțin petreceam o lună, două, până dădeam de capăt la tuturor numerelor, făceam o analiză foarte comprehensivă și apoi sintetizam foarte pe scurt care sunt problemele. Și atunci lucram cel mai intens și mi-aduc aminte, începeam să mă trezesc dimineața, dar de fapt eu pentru ce fac lucrul acesta, ca să mai vând 3 cutii de Ariel în plus, ok, înțeleg, fac 3 gospodine fericite pentru că spală rufele impecabil de curat și eventual mai cresc acțiunile în bursă pentru Procter & Gamble. Ok, nu făcea sens, nu era suficient. Când am lucrat dincolo pe... la Mars, pentru mâncare, pentru animale, mi-aduc aminte un alt moment, când am preluat poziția de, nici nu știu cum se chema, Strategic and Marketing Innovation, pentru Europa Centrală și de Est. Am avut așa un moment în care am intrat în sala de conferință, în care echipa cu care urma să lucrez, compusă din vreo 10-12 creiere luminate, oameni plini de pasiune, din toate domeniile, că erau din manufacturing, din research and development, din finanțe, din vânzări, se discutau foarte aprins despre ce formă să aibă bucățele de mâncare, de mâncare pentru pisici. Problema noastră era ce formă să dăm mâncării pentru animale. Și mi-am spus, asta nu se poate. Chiar așa, deci chiar cu asta ne petrecem energiile și timpul. Și asta pe mine mă rodea, nu-mi dădea pace lucrul acesta. Așa că vă propun și vouă, nu știu, să vă faceți o favoare, dacă pot să spun așa, mai întâi vouă, dar și celor dragi, și celor pe care îi conduceți, și să zăboviți asupra acestei întrebări, vedeți ce răspunsuri vi se arată. Mai precis, v-aș încuraja să încadrați tot ceea ce faceți voi acum într-un cadru mai mare. Încadrați într-un cadru mai mare, ok? Să-l potriviți într-un scop mai mare decât viața voastră cotidiană, vorba a francezilor, metro, boulot, dodo.
mă duc cu mașina la servici, dorm. Mă duc cu mașina la servici, dorm. Mă rog, metru. Și să vă gândiți, apropo de cadrul mai mare, cum ar face sens dincolo de mine, pentru cei din jur. Vă mai propun trei verbe. Cum ar fi ca prin ceea ce fac să iubesc, să mă dezvolt și să devin și să slujesc, să contribui, să las ceva în urmă. Pentru că ar fi, după mine spun, foarte, foarte trist să ajungem către sfârșitul vieții, să fi trăit o viață atât de plină cu lucruri și să ne dăm seama că adevărata muzică este undeva încă în noi. Și ar fi minunat dacă n-ați fi printre acești oameni. Unii oameni care se împiedică ocazional de adevăr, dar cei mai mulți se ridică și continuă grăbiți ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Provocarea mea este, can you handle the truth? Asta a fost, vă mulțumesc!